Deci aceasta e creșa de regine. Nu știu dacă mai am vreo marcă căzită pe acolo, habar n-am. Știu atâta că din 20 de regine, două au murit. Deci 18 au supraviețuit fără nicio problemă. E destul de bine să ții o lună de zile aproape mărcilii în colivii de transport, în cuii de transport și să supraviețuiască. Acum va trebui și pe el să-l organizez, dar o să mă întrebați de ce am ales acest stup pentru așa ceva. În primul rând a fost cel mai slab stup din stupină, cea mai slab. El a iernat pe o ramă, este acest stup care a plecat de la o ramă în primăvară și încet, încet s-a umplut. El are și o matcă liberă. Are și o mătcuță liberă care în acest timp a lucrat, n-a stat degeaba. Mâncare și-a adus și el. Nu știu cât de stresat a fost acea matcă, având 20 de regine în custodie. Iată, de la o ramă a ajuns și el, undeva pe 10 rame. Aici are puiet. Mătcuța își face treaba în continuu. Depune ouă. Încă o teamă de-a mea care era e, având atâtea regine în custodie, ar putea să roiască. Deci ea ar fi putut să roiască, dar n-a făcut-o. N-a făcut-o și acum o să-i aducem foi la crescut. Are și ea trântori. Nu și-a făcut boci, pe partea aceasta a ramei au fost reginele. O să vedeți ce au lucrat ele sub cuștile respective. Deci, aici avem fagul reconstruit, e cu trântori. Încă au avut spațiu, a avut loc destul acolo. Iată și aici. Și acesta tot un test a fost și se pare că este unul reușit. Puteți ține regine în astfel de stup. Se pare, la mine au supraviețuit o lună de zile. Acum îndepărtez acești trântori. Mas
special unde se ține țărăginile respective, dar eu le-am pus așa în urmeziș. Iată încă un fag, fagure plin cu trânturi. Și ăsta a fost construit tot acolo. Acum facem o deparazitare naturală a acestui stup. Așa. Doar de trântori avem aici. Bun. L-am curățat de acești faguri în surplus. Mai am aici unul. Gata. Asta e toată treaba cu el. Voiam să-i mai aduc rame, dar nu e nevoie, la are destul loc aici. Acum îl organizăm frumos și îi punem tratament. Datoria așa făcut-o. Datoria pentru a crește mătcuțe, a îngriji mătcuțe. Bun, cam atât. Cam atât. Până data viitoare, numai bine.